Salutare la lume, sunt ce este al 7-lea sau al 8-lea episod din Minecraft. Ok, de data viitoare, de data trecută am avut și am strâns lână. Deci nici nu vă imaginați cât am stat ca să caut niște oi, să găsesc niște flori roșii și să mă duc să găsesc niște squiduri ca să fac lână de asta. Și am făcut niște fotolii astea. Ok. Da, așa am și asta. Am făcut și un Flinten Steel. Pentru, na, știu și eu. Am zis că poate ne trebuie la ceva să ardem sau să facem altceva cu el. Ok. Deci aveam 45, da, și am mai spus, am mai făcut off-camera acasă, pentru că n-avea chiar niciun rost, zic eu, să vedeți cum am făcut eu toată casa și cât a durat. Da, deci ca să nu ziceți că, cum se cheamă ăsta, eu că nu țin minte. Cum se cheamă? Stați să găsesc. Se cheamă Red Couch și Black Couch. Deci se face cu Red Wool, da, și vă dă una de asta și una de asta. Și am făcut așa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Deci 5 ori 4, 9. 5 plus 4, 9. Deci, na, puteți calculați cam cât am stat, dacă țin minte că am stat o oră. Numai până ce l-am făcut, nu am făcut o lume prin LAN, da, adică așa, ca să intre un prieten să iei aici AFK și să-mi pot da TP la el ca să nu pierd casa, că după aia ce făceam. Ok, și am zis că mă uit la ce episod suntem și tot am uitat, dar o să promit că mă uit data viitoare. Hai să facem un, 2, 3. Niște bețe. Ăsta n-am nevoie. Sugar cane merge să-l plantăm acum. Dirt. Pac, pac. Facem niște sticuri. Ah, da. Și asta, dacă vă întrebați unde am materie și nouă de butoane. Stăteam într-o conferință cu niște băieți pe Skype și nu știu ce vorbeau ăștia și nu eram deloc atent la ce făceam. Și în loc să pun lemnul așa, să fac bețe, l-am pus așa și am dat și click. Deci am pierdut 39 de bucăți. Dar na, asta este. Se mai întâmplă. Nu trebuie să rim în cap de acum. Ăsta este destul de bunișor. Are 4 dacă te mergi. Adică cât o sabie de piatră. Haideți să facem pe aici ceva, nu știu, să luăm lemnul. Și da, dacă vă întrebați ce texture pack, adică ce resource pack folosesc, folosesc Creepycraft 2 PvP texture pack. Este destul de șmecher, este de PvP, dar este super șmecher când joci vanilla. Și de ce joc cu, mi se părea mie că e ceva ciudat. Bă, frate, eu joc cu 98 FOV. Ce naiba? A, altă viață. Așa. Bă, aveam unul de ăsta aici, dar hai să facem o comparație. Să facem o comparație care sparge mai repede. Deci, mai întâi lemnul. Na, și cuplu. Oh, este destul de clară evidența în care sparge mai rapid. Clar este cuprul. Da, și sunt foarte multe chestii aici. Christmas tree se face cu un flower și oak leaves. Nu știu exact cum, ce, adică cum se face când îl pui jos pe pământ, dar cred că este destul de șmecher. Și episodul ăsta, nu știu, cred că o să facem doar de sunt și copaci pe aici. Cât era ceasul? Era și 34 și 35 când am apucat 35. Nu mă rugați să-mi calculez ceva. Deci până la și 40, cam 42, 43, cam așa. Ok.
Și atunci când o să vorbesc, de exemplu cum a fost în momentul ăsta, înseamnă că calculez, mă gândesc la ceva, la... Deci nu stau degeaba. Uite, acum poate... Na. Acum, de exemplu, mănâncă mâna. Știu, am postat un episod în MCSG. Sunt un noob la MCSG, după cum se vede din titlul care l-am pus. Dar... să zicem că după ceva timp, după ce o să joc destul de mult și oricum mai sunt, astăzi este marți, miercuri, joi, marți, deci miercuri, joi, vineri, mai sunt 3 zile până la vacanța de vară, yay, de pe aștept, am plictisit și sunt curios ce medii generală mi sunt. Azi să vă calificăm ceva. Acum, în episoadele, când o să apară în vacanță episoadele, nu o să fie, de exemplu, ceva în gen 7 dimineața sau ceva, pentru că eu sunt în clasa 6, am și ceva de scris, adică niște manuale, s-a decis clasa să cumpere și, na, trebuia să cumpăr și eu. Ula. Deci trebuia să o cumpăr când aveam treabă. Adică nu puteam să fac altfel, să rămân fără prima notă din an, din clasa 7-a. O să fie pe cărțile care le-am luat. Nu vă dați seama. Haide mai sus. Da. Și revin cu... să vă spun în continuare. Episoadele o să apară în jur de ora 3. Opa, ce a fost aia? 3, 4, ceva în gen pe acolo. Pentru că, nu știu, poate o să fie zile chiar când nu o să filmez deloc. Pentru că, na, știți, vacanță, liber, na, poate vreau să stau și o zi, să dorm mai mult sau să fac altceva, în schimb, să ies pe afară cu prietenii. Da. Cam asta am vrut să vă spun și care este treaba. Dacă nu o să mai postez. Dar oricum o să fac eu un ceva, un video în care o să vă spun. Și cu data de 10, deci până în 10, nu știu dacă exact 10, cam așa, în jur de 10, iulie, da? O să am la dispoziție toată vara un calculator mult mai bun față de acesta pe care filmez acum. Țin minte când filmam pe el aveam 100-200 aproape de FPS-uri. Deci așa o ținea și vorba aia, filmez cu Fraps. Și Fraps trebuie să ai un calculator destul de bun. Am mai spus-o eu în niște videoclipuri, într-un videoclip, că na, nu chiar se întreține așa de ușor un calculator mai performant. Da. Oricum, dacă o să fie ceva gen că o să plec la țară, dar oricum fac, o să fac videoclipuri în care o să vă spun, o să fie ceva, un gameplay pe fundal și o să vorbesc eu acolo, o să fie șmecher de tot. Și o să vă spun pentru de ce n-am mai filmat sau de ce n-am mai postat ceva, n-am mai făcut nimic. Ok. Hai să luăm și niște bădamuri să plimbăm mai să pe aici. Deocamdată am nevoie doar de lemn de la normal, dar hai să luăm niște lemn alb pentru că aici unde ne-am localizat noi sunt foarte mulți copaci albi. Și nu știu. Ce să mai spun, ce să mai zic. Imediat plec și eu la școală. Mă duc numai carnetul. Nu mă... Adică carnetul și caietul de engleză. Că este un proiect și... Adică nu un proiect, e ceva așa. Să-mi pun o notă în plus mai mare. Ca să-mi dea și mai mare. Uite, asta s-a terminat. Fac
Am crezut că nu mi-a dat seed. Asta așa. Bun, hai să ne culcăm. Deci, v-am spus cât am stat, opa. V-am spus cât am stat, da, și am făcut și niște scaunere. Asta e ca un cum se face. Stai, de asta. Wooden table. Da, deci lemn, deci asta pot să-l fac. Wooden chair. Aba nu, am făcut de wooden coffee table. S-am făcut așa. Da, deci nu este de costisitor. Lemn. Este făcut doar din lemn. Ok. Hai să facem... Și până data viitoare, cred că o să fac eu un design ceva la casă. Adică, sigur o să fac, pentru că... Nu știu, designul ăsta deja este învechit, am văzut la multă lume care face și... Mi se pare că este cam trecut deja. Control Q. What? Ok, scuze, nu știam. The fuck? Uite, mergi pe asta? Dude, ești nebun. Nu știam, în fine. Haide, cât dură abilitatea mea? Nu știu exact. Hai să mâncăm și noi mărul ăsta. Îmi place acest texture pack pentru că chiar dacă este un resource pack de PvP, merge și pe vanilla. Bun, dacă am asta a fost, sunteți abonați, like, comment și subscribe. Până la următoare, am fost Sunuț, la revedere, bye bye!